fericile iubirii. Doamna Cristina crede că o cale bună pentru Simona ar fi împăcarea cu doamna Ana. Dar se poate ajunge în acest punct? Și așa mă gândeam, dacă venim să vorbim cu voi, ca să facem o apropiere, știi, să chiar dacă voi considerați că aveți dreptate sau noi considerăm că aveți dreptate, zicem, bă, suntem copii, ei sunt părinți, hai să aplicăm noi capul. Dar mi-e frică și să faci chestia asta, că nu știu cum o prinde. M-ai înțeles? Dar de consumat ea să consumă rău de tot. Mă. Nu știi cum să o dai. Eu știu că tu ai trecut pe multe, eu știu câte pietre ai avut de o lună de zile de când sunt aici, eu știu că nu mai poți, m-ai înțeles? Dar îmi pare rău de tine, dar sincer îmi pare rău și de ea. Și mie îmi pare rău de ea. Eu pot să spun așa. Eu aș lăsa capul jos să ne împăcăm. Adică să mă duc. După tot ce s-a întâmplat? Da, mi-e frică atâta. Mi-e frică să nu se răzgândească iar. Asta mi-e frică și mie. Eu asta mai pot o dată să venit mai... La voi. Asta e motivul care am eu venit dată odată, peste câteva zile să zucești. Nu mi-a făcut nimica. Doar nu mă acceptă că nu poate să mă accepte că... Na, nu sunt ușor de acceptat. Dar mie mi-e frică să... Iar să mai fie încă o... Asta a fost și motivul nostru. De aia m-am gândit, zic, bă, mai bine păstrez distanța până când o să vină din ambele părți. Că asta chiar vorbeam cu Sorin. La cum decurg lucrurile, dacă n-ar fi să plec și aș rămâne până la final de competiție... Ai face. M-aș gândi. Cu toate că am spus că nu. Dar eu sunt sigură că oricum rămân. Păi, suflet bun, mă, Sina. Și chiar dacă ar fi să nu primim de la ei binecuvântare și îmi imaginez așa. Nu-ți pare rău că ai încercat. Că ai mai încercat odată. Dar nu știu de ce simt eu că se poate repara ceva, pentru că când stă de vorbă, ea zice mereu, nu mă bag în seamă, nu vine la mine. Mai mult de el are pretenții de băiat. Și nu știu de ce zic eu, mă, dacă să mergi să vorbiți, să zici... Aveți dreptatea dumneavoastră, poate o avem și noi pe a noastră. Noi am decis să stăm împreună, dar uite, nu suntem fericiți dacă nu sunteți și voi cu zâmbetul ăla pe buze. Ce trebuie să facem noi să fie bine și pentru dumneavoastră și pentru noi? Eu aș face chestia asta, m-ai înțeles? Pentru binele lui Dumnezeu, așa, pentru, nu știu, eu urât rău. O văd prea rău, mă, prea rău și nu poate să-și pună inima în pace. Și eu și-mi imaginez că se simte rău, chiar îmi imaginez. Chiar am stat și am copt-o pe toate părțile. Nu știu cum să fac eu apropierea asta, pentru că nu... N-am fost în viața mea omul care să... Dacă simt din partea cealaltă că nu e, nu vreau să te forțez să spui ceva doar de dragul de a spune și apoi la primul nerv să vină și să scoți iar adevărul pe gură. Asta ne frică și nouă să ne băgăm. Dacă eu, mie mai simplu ce am spus astăzi în live, am spus chiar pe bune. Accept de un milion de ori mai bine un refuz clar, spus, răspicat. Nu îmi place de tine. Nu vreau acum, păstrează distanța, păstrăm distanța, dacă e în timp, ne convingem. Decât să-mi spui, te accept, n-am nimica cu tine, da, nu știu ce, și apoi la prima chestie să iasă iar adevărul ăla din suflet, să-l spui. Pentru mine chestiile astea așa, când albă, când neagră, nu pot, mă îndepărtează. Înțeleg. Așa mai bine îmi pun distanță, nu am nimica personal. Pe bune, dacă am ceva, mă simt prost, vă spun sincer, când văd că vreau să mă apropii de Sorin și o simt și o văd și o cunosc, am început să o cunosc, că e ca Sorin, îi seamănă foarte mult. Mamana când se roșește la față este nervoasă. Nervoasă, supărată, nu-i convine. Atunci la task, mă uitam la ea, noi eram îmbrățișați, nu-i convine. Nu, dar de task nu e adevărat, că era în spatele meu. Îi părea rău când nu reușeai să spargi baloanele. Pe cuvântul meu, dacă nu-ți spun adevărul. Ia uite, mă, când te-ai dus și ai luat sacul ăla și ai venit cu el de la jumate, cineva a zis, nu se pune, că iei baloanele de la jumate. Și după câteva secunde, nu mai țin minte, altă persoană a zis, nu au fost reguli, adică să te duci neapărat să iei baloanele de acolo. Și ea zice, nu să luăm gură, știi, nu sunt reguli, așa e, nu s-a anunțat nicio regulă. Mai multe baloane au spart ea, ești înșel, crede-mă pe mine.
E posibil să mă înșel, e posibil și să le iau și eu și ea să le ia personal în perioada asta și să ne înțelegem greșit una pe alta. E foarte posibil. Sau poate e bine când o pleca de aici să ia o pauză. Poate eu zic că asta ar fi... mental de atâta timp închis. Eu chiar cred că timpul este cel mai bun aliat. Fiecare să... Și în primul rând, ei nu au încredere în mine. Ei m-au luat pe mine doar pentru lucrul ăla pe care l-am făcut, doar pentru un episod urât și atât. Ei mai departe de lucrurile astea nu mai văd. Pentru că atâta. E... Și așa se întâmplă, să vezi mai mult partea aia negativă. Și eu pot să înțeleg chestia asta. Și sunt, creierul meu așa îmi spune, e nevoie de timp ca oamenii ăștia să vadă că sunt mai mult decât alea două săptămâni sau fosta relație sau ce mama naibii mi-a fi făcut eu în viața. Accept acum să stăm la distanță. Și m-am resemnat cu gândul că momentan nu mă accept. Că sunt greu de acceptat. Nu sunt un om simplu, cum e Ionela, cum e aia, cum e aia, care a făcut o școală, care s-a dus la facultate, care are un job normal, care n-a avut... Nu are un comportament ca al meu. Da, mai toate astea, dar suntem și noi în casă. Ai și multe alte calități bune, frumoase. Ești curată, ești vrenică, ești atentă cu el, te duci cu farfuria după ciorbă după el, îi gătești, îi dai. Ai și multe calități bune, măi, Simu. Eu zic că ei ca și părinți vor cei mai buni pentru copilul lor. Păi toți vrem binele pentru copil. Și cred că să gândesc că există o variantă în situația asta sau de-aia zic, dacă facem un bine, să dea Dumnezeu să avem apropierea asta. Că eu îl simt și pe Sorin. Uite, s-a întâmplat de vreo două ori care fără să vreau mi-a apărut faza asta. Când o vede că mai râde cu noi și el trece pe lângă ea, nu știe despre ce vorbim, dar îl văd așa că se luminează la față, dar că e vede normal, că râde. Dar el e foarte suferă stresat când o vede așa. Și zic, apropierea asta îi facem un bine și lui Sorin și corect. Poate o fi bine, poate o fi bine, că nu o duce până la moarte chestia asta. Corect, sunt foarte de acord și eu susțin chestia asta și mi-aș dori foarte mult, în primul rând, ei doi să se apropie. Pentru că, repede, de mine... Nu ei doi, că nu e bine nici așa, Sorin nu e fericit nici așa. Că nu acceptă Sorin să fie nu cred bine, că de mine mai poate să se apropie acum. Nu cred că de mine poate să se apropie acum. Nu cred. Astăzi a spus o chestie care iar mă dor lucrurile astea pe mine. Că i-a spus lui Sorin că trebuia să ducă la Șimian, că avea de-astea ca mine. De ce l-a mai adus aici? Adică nu pot să vin spre tine, să fac un pas, când eu știu că în sufletul tău asta consider că eu sunt o prostituată și o videocatistă. Și atât vezi despre mine. Eu pot să accept asta, dar nu pot să fac pași spre tine ca după aia iar să spui ceva, iar să mă răscolești. Prefer să accept asta? Da. Nu e ca și cum înainte de mine relația era. Adică, ok, bun, da, eu sunt o ceva care a venit în plus. Dar n-a fost. Adică nu vreau acum nici să o iau eu pe mine, că la început am luat-o eu pe mine și ziceam că, vai, din cauza mea s-au distanțat și sau... Nu e chiar așa. Eu aș putea, într-adevăr, să fiu o punte. Dar momentan nu mă simt capabilă sufletește încât să mă fac punte. Nu mai pot să mă apropii ca după aia iar să... Nu mai... La un moment dat nu le mai duc. Nu mai rezici nici tu. Da. Nu, prefer să mă concentrez doar pe Sorin în momentul ăsta. Eu sunt conștientă că într-o zi Dumnezeu o să le așeze așa cum consideră El că e mai bine, eu mă las pe mâna Lui. Eu atâta știu că trag de relația asta pentru că mi-o doresc. O să fac pentru omul ăsta tot ce o să pot eu. Și măcar, adică acum încep prin a, nu știu, a încerca să o respect pe cât de mult pot eu, chiar dacă în suflet, adică, trag. Să nu, nu știu, uite cum a fost chestia asta de astăzi, să nu răspund urât. Să nu mă supăr. Asta ești tare și faci bine, pentru că nu se știe da, niciodată. Da, las, spun, bă, lasă, la un moment dat, când o să ieșim afară, când o să vadă că și eu am intenții bune, că și tu poți să te descurci singur. Am luat-o personal cu chestia asta cu chiria. Noi n-am spus-o, noi am spus-o ca și cum, ca să vadă că ne putem descurca. Că și chestia asta pe mine m-a durut la fel astăzi, că a spus că hai, lasă, că o să vezi tu că și cu fata elaltă ți-am plătit chiria. Mă doare că să, adică, îl pui pe el, iar îl
Ok, bun, poate i-ai plătit chiria la un moment dat. Dar nu, eu simt astea foarte rău, ca și cum sunt scoase pe ochi. O să vezi tu că ți-am plătit chiria 7 ani și o să ți-o mai plătesc. Dar poate nu. Dar de ce să nu-i dai încredere? Că e băia mare, poate să descurcă. E inginer, are o meserie la bază. Dar putem să mergem de angajat la magazin. Vindem cartofi. De ce nu poate să fie așa? Ok, ai cu mine ce ai. Că sunt eu, prostituată, sau cum o fi eu. Da, știu ce zici. Dar de ce în el? Eu, cum am spus și astăzi, prefer să mă mențin... Bă, asta simt acum, vreau să păstrez distanță, decât să vin să spun... Haideți, eu în sufletul meu să simt să nu mă apropii de tine și totuși să vin să zic, haideți că ne împăcăm și în sufletul meu tot să fie ceva și la prima chestie să încep să dau afară, pentru că e urât. Pentru că dai iluzia de ceva și după aia trântești altceva și omul ăla nu e normal așa. Prefer să rămân pe cărarea asta. Da. Să-mi țin gura închisă, da, să-mi văd de sorin. Eu cred, nu știu, instinctul meu așa îmi spune că oamenii ăștia când or să vadă că ne descurcăm, că ne înțelegem și să ne ajute Dumnezeu așa să rămânem cum ne-am înțeles până acum, eu cred că oamenii ăștia o să se lămurească și o să se liniștească într-o zi. Doamne ajută! Și eu zic la fel. Eu cred că la un moment dat ei or să vadă dincolo de alea 2 săptămâni și ce am mai făcut eu viața asta. Dacă or să-și vadă copilul bine, eu zic că nu au cum oamenii ăștia la un moment dat să nu accepte. Și eu iau și pe aia. Nu accept. N-aș fi prima care nu sunt acceptată de sogri. Da. Asta e. Da, lasă-le așa cum sunt și cu Dumnezeu înainte. Capricile iubirii. Da, în general, situațiile astea de împăcare sunt foarte complicate și destul de greu de asimilat și de asumat, nu, până la urmă. Nu știu, doamna Cristina, de ce vi se pare că asta ar fi soluția? Nu sunt sigură că asta este soluția. Am făcut-o doar în sensul că a fost prea tristă și am zis, chiar dacă nu iartă și nu vrea să fie alături de ei, dar barim să aibă o mângâiere din partea lor. Felicitări, ați făcut-o foarte bine. Pentru că dacă exagerați, știți că orice ajutor mai mult decât primește celălalt e o agresiune. Deci ați făcut-o foarte bine. Mulțumesc. Și trebuie să recunosc că dacă pe materialul trecut am avut de comentat la comportamentul tău, retorica din acest material a fost exact așa cum mi-aș fi dorit să o aud. Adică înțelege că n-are nimeni nimic cu tine și că ne dorim, atunci când lucrurile sunt ok, e un discurs bine gândit, bine așezat, lipsit de ferocitate, lipsit de... Da, te-ai controlat perfect în ceea ce ai spus și te cred, sunt lucruri reale. E foarte bine ceea ce ai spus aici. Mulțumesc. Adică poți. Că dacă nu aveai potențial, nici unul dintre invitați nu și-ar fi bătut exact, gura. Exact. Cred că, acum, Ana, tot ca sfat, dacă tot ne-am erijat aici în sfătuitoare astăzi, tu pari o persoană extrem de pătimașă. Temperamentală, pătimașă, spre colerică, dacă vrei. Nu știu dacă ajungi până acolo, dar... Na, e ai, o trăsătură de ai, temperament, da, clar asta. Ai potențial. Cred că dacă ai scoate patima asta din vorbele tale, din discursul tău, când vorbești cu oricine, mai ales cu doamna Ana, cred că lucrurile, asperitățile s-ar mai netezi un pic. Și oamenii s-ar mai liniști. Că eu, dacă mi-aduc bine aminte, în afară de celelalte lucruri de care zicea domnul Gheorghe, lucruri bine știute ce îl deranjau, el mai spunea ceva legat de comportament. Cred că nu-i place că ești foarte agitată, da, energică în discurs. Am înțeles și asta și nici mie nu-mi plăcea. Tocmai de-aia am încercat și încerc diferența. În fiecare zi să mă modelez cât de mult pot, nu pentru altcineva, în afară de mine. Adică mine avea mult mai mult de câștigat. Eu înțeleg, eu te înțeleg perfect, știu ce înseamnă să fii temperamental, am mers pe drumul ăsta. Dar ai mai multe de câștigat. Dacă clar respiri, o iei cu calm, încerci da, să spui... Da, chiar ajută respirația. Da, da. Dar da, în primul rând trebuie să o faci pentru tine. Da, că a reacționat atât de vehement, dar îți face rău ție în primul